Ați adus câteva lucrări ale dumneavoastră într-o expoziție dedicată satului bucovinean, într-un simpozion care are în titlu termenul de transmitere. Ce gânduri ați adus aceste lucrări în acest ansamblu? Păi, participarea mea vine sau îi însoțește, de fapt, pe pictorii Constantin Flundu și Dacian Andoni. Am văzut ce a lucrat Părintele Timotei și tot conceptul de fotografii din arhiva familiilor din satul Crasna. Și am văzut că ceea ce puteam să venim noi, deci pictorii Constantin Flondor și Dacian Andonie și cu mine ar fi o dimensiune un pic mai artistică, să o numesc. O dimensiune care să surprindă un pic atmosfera sau satul, poezia satului, o poezie a locuirii. Ce am adus eu e, spre deosebire de ceilalți, este chiar satul recent, un sat din fotografiat anul trecut, 2018, în selecția aceasta de fotografii, am încercat să arăt că ce s-a mai păstrat la nivelul ăsta al atmosferei poetice a locuirii într-un sat tradițional românesc. Și atunci vegetația ajută, ce s-a mai păstrat din case cu șindrilă, deci cu elemente vechi de arhitectură, intervenții cât mai puține, detalii, o șură, sau chiar și peisajele acestea pe care le vedeți de lângă, în care satul se vede undeva în zare, departe, dar îți arată foarte bine cum respiră ținutul bucovinean, așa cum e satul inclus într-un ținut, deci nu doar detalii. Și atunci, ce lipsesc și din aceste fotografii sunt oamenii. Sunt oamenii sau țăranii sau... Nu mai este țărani. Pe țăranii vedem în fotografiile Părintele Timotei, selectate de Părintele Timotei. Aici nu mai sunt țărani, dar putem să le punem împreună, să ne uităm la fotografiile de anul trecut și să ne ducem cu gândul că au fost odată țărani aici și că au putut să construiască aceste case, că au putut să respire acest aer bucovinean și că au fost, mi-a plăcut cuvântul acesta de la doamna Doina Mândru, au fost cu adevărat o comunitate. Și se vede asta din fotografii. Ori acum, ce putem să mai vedem, și asta m-a dus și eu, niște urme. Sunt niște urme ale înaintașilor pe care încă le mai avem. Cât le mai avem, nu știu. Dar e bine că sunt. Încă mai sunt. În viața dumneavoastră a existat un moment în care să conștientizați ce înseamnă cu o putere personală, transmiterea, tradiția? Ca să înțelegeți la ce mă refer. De exemplu, noi de când ne naștem într-o familie, dar nu avem foarte clar conștiința ce înseamnă o familie. De-abia când, în adolescență, în tinerețe, când ai clar sentimentul acesta, familie importantă, vreau o familie, trebuie să am o familie, construiesc o familie. Adică devine de la o chestiune așa în care trăiești, să zic așa, conștient sau mai puțin conștient, devine o chestiune foarte personală. Asta e sensul întrebării. Au fost moment sau momente sau, să zic așa, când ați conștientizat sau când ați simțit că aceste lucruri, transmitere, tradiție, sunt niște lucruri personale care vă interesează, în care aveți de-a face în mod personal cu ele, nu doar și la mod general că există, știm. Păi ar fi, o, să zicem, o conștientizare a
tradiție în biserică, de fapt, și cu importanța păstrării unei tradiții în biserică. Și atunci lucrul ăsta se duce pe toate planurile, cum a zis, cel al familiei, dar și mai departe în familia, în generațiile care au fost înainte și în felul în care au viețuit înaintași noștri. Și atunci mi-am pus, da, într-adevăr, problema cum se trăia înainte și ce pot eu să fac acum pentru a aduce mai, a da mai departe celor care vin după. Și atunci a fost foarte important să îmi dau seama și mai ales ajutat de pictorul Paul Gerasim, care într-un fel mi-a deschis ochii spre această tradiție a satului și a țăranului român, pe care pot să spun că o, nu știu, apreciam într-un fel sau... Dar nu dau seama că e o parte atât de personal legată de fiecare din noi. Cumva. Ce anume v-a ajutat domnul Paul Gerasim să descoperiți în privința asta? Păi, ar fi asta o tot spun, că de la dâns am învățat să fac arhitectură. Deci, am fost pictor. Eu, după ce am terminat facultatea, am fost un pic dezorientat. Nu știam în ce direcție să o apuc, într-un fel. Deși, eram atras într-un fel de tradiția noastră, dar la Paul Gerasim am avut contact cu țăranul în toate dimensiunea lui, adică atât prin chipul lui, prin portul lui, prin obiecte, prin lucruri pe care le vedeam acolo la domnul Paul în casă, le puneam mâna pe ele. Deci a fost o experiență mult mai personală cu țăranul și nu cea pe care o ai într-un muzeu al satului, unde totul impersonal și de muzeu. Și nu s-a întâmplat ca o lecție, deci nu ar trebui să vă imaginați că a fost o lecție așa, că m-a scos la tablă și mi-a arătat. Nu, a fost totul foarte firesc și pur și simplu cred că am regăsit niște lucruri pe care le căutam dinainte. Și de când l-am cunoscut, am început să mă gândesc la o arhitectură care să vină într-o continuitate în arhitectura noastră. Deci să nu vii cu ceva complet nou și de inspirație de cel mai multe ori occidentală. Să vii cu ceva care să vină firesc pe urmele celor care au fost înaintea noastră. Da, acum are domnul Paștina o vorbă că ar vrea ca pictura pe care o face să fie înțeleasă și de părinții lui și de bunicii lui, să nu fie ceva complet străin de ei, de înaintașii lui. Da, cam asta a fost momentul. Spuneți-mi un gând despre simpoziul la modul general. E a doua oară când sunteți. Da, e a doua oară și se simte deja o tradiție a lui, a locului, a oamenilor care vin aici. M-am gândit că particip oarecum din domeniul artelor, nu? Într-un loc în care poate că se vorbește mai mult despre istorie, despre parte de filologie, filozofie, dar nu e bine nici să separăm lucrurile. Deci cred că fiind împreună din diferite domenii și vorbind de o temă comună, cum transmiterea e o temă care privește absolut toate domeniile, cred că asta a îmbogățit acest coloviu, cel puțin anul acesta, și prin expoziția de fotografie și prin prezentările care au fost și lansările de carte.
Deci, cred că e bine să existe această interdisciplinaritate în coloviu. Și, da, au fost prezentări foarte interesante. Și tema în sine, poate că nu e o temă nouă, dar e o temă pe care trebuie să discutăm, poate, continuu, într-un fel. Da. Mulțumesc! Cu drag!